Vă invit să deschideți Biblia, dragii mei, la cartea Evanghelistului Luca, capitolul al doilea. Aș dori să citesc începând cu versetul 25 până la versetul 38. Sunt câteva versete frumoase care vorbesc despre un moment cu totul aparte din istoria poporului lui Dumnezeu. Cred că în egală măsură ceva de actualitate pentru noi. Haideți să ascultăm Biblia care spune. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mâna de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum sloboa în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis, Simeon -ă a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasese văduvă, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la Templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Mă bucur să fiu împreună cu voi în această seară și aș dori să vă împărtășesc un cuvânt pe care l-am descoperit în preajma sărbătorilor Crăciunului. Uh, încă putem să spunem că suntem suficient de aproape de momentul în care ne-am amintit ca în fiecare an de venirea Domnului în lume, dar am ales acest text nu neapărat că este legat de acel moment, deși el este istoric și cronologic legat de el, am ales acest text pentru că el conține câteva realități pe care creștinul vremurilor pe care le trăim noi trebuie să le știe. Vreau să vă vorbesc inspirat din puținele cuvinte care se spun despre Simeon. Vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii pe lista de așteptare a lui Dumnezeu. Dacă veți parcurge cu atenție Biblia, veți vedea că pasajul acesta e foarte interesant dintr-un număr de motive. Ne vorbește despre doi oameni bătrâni, despre Simeon și despre Ana. Care slujeau la Templu, care erau prezenți la Templu, care erau activi la Templu, care înainte de orice îl iubeau pe Dumnezeu, dar aveau o particularitate în viața lor. Deși Dumnezeu era de partea lor, deși Dumnezeu îi binecuvântase, oamenii aceștia așteptau. V-ați aflat vreodată pe o listă de așteptare? Știți că atunci când ești pe o listă de așteptare, ai un lucru de făcut: să aștepți. Interesant este că în acest pasaj cuvântul cheie este așteptarea. Și de fapt numele lui Simeon în original, într-o traducere a sensului numelui lui Simeon, acesta s-ar putea traduce prin sintagma Dumnezeu auzit. Și o zic, fără să completez ce spune Biblia, spun că dacă Dumnezeu a auzit, Datoria lui Simeon era să aștepte. E și datoria noastră. Eu cred că atunci când ne rugăm, când stăm înaintea lui Dumnezeu, când îl căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu aude. Și ori de câte ori Dumnezeu aude, chiar dacă numele nostru nu este Simeon, eu cred că ori de câte ori când ne rugăm și ne apropiem de Dumnezeu și suntem convinși de faptul că Dumnezeu aude rugăciunea noastră, cererea noastră, suspinul inimii noastre, frământarea noastră, cred că trebuie după aceea să așteptăm. Să așteptăm ce? Ca Dumnezeu să răspundă, slăvit să fie Domnul. Și eu mă bucur să vă spun în seara aceasta, sau să reafirm în seara aceasta, că Dumnezeu aude rugăciunile noastre, aude suspinul nostru și Dumnezeu la momentul lui răspunde. Poate ești aici în această seară și aștepți un răspuns de la Dumnezeu. Poate că te rogi de multă vreme pentru un lucru și îți pui această întrebare: Oare, Doamne, când va veni și momentul meu? Doamne, văd că rugăciunile multora sunt ascultate, văd că mulți primesc răspuns, dar timpul meu când este? Vă reamintesc și vă aduc înaintea, înaintea voastră pe acest om, pe Simeon și pe bătrâna Ana. Care știau câte ceva, dar așteptau ca Dumnezeu să împlinească. Deși Simeon este un personaj important în Biblie și în relatarea aceasta, știm relativ puțin despre el. În afară de faptul că locuia în Ierusalim, în afară de faptul că ducea o viață sfântă și avea o părtășie apropiată cu Dumnezeu, așa cum îl descrie versetul 25, nu știm mare lucru despre el. Și vă rog să nu uitați faptul că Simeon intră în scena istoriei, intră pe scena istoriei după o perioadă în care Dumnezeu nu vorbise timp de mai bine de patru secole, timp de mai bine de 400 de ani. A spune multe generații, probabil cel puțin 20 de generații s-au succedat în istoria poporului Israel și Dumnezeu n-a vorbit nimic. Trecuseră mai bine de patru secole și între Vechiul și Noul Testament, între momentul când Simeon apare în scenă și Dumnezeu n-a dat nicio prorocie, Dumnezeu n-a dat nicio descoperire și iată-L pe acest om care stătea la templu, un crezător în Dumnezeu și așteptând. Mă întreb, când trecem printr-o situație, când avem ceva în viața noastră și ne rugăm, avem? Credința și curajul să așteptăm după Dumnezeu. Asta e, asta e întrebarea pe care o am pentru fiecare dintre noi în seara aceasta. Deși Simeon locuia, practic, nu știu dacă locuia în Templu, despre Ana se spunea că zi și noapte era la Templu. În mod cert, Simeon era prezent, nelipsit de la templu și aștepta. Nu știm prea multe despre el, cum am spus, nu știm detalii despre viața lui. Cert este că omul acesta stătea credincios, slujea credinciosului Dumnezeu și aștepta ca Dumnezeu să împlinească ceea ce el știa că Dumnezeu va împlini. Ascultați ce zice Biblia despre el primele două versete. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon și ascultați descrierea vieții lui. Omul acesta era, ducea o viață sfântă, era cu frică de Dumnezeu, aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și versetul 26 spune că el aștepta ceva despre care Dumnezeu îi spusese că avea să se întâmple. Fiecare, la vremea aceea, trebuie să fac precizarea aceasta, Legea lui Dumnezeu, sulurile cărții Legii lui Dumnezeu nu erau disponibile pentru uh, marea masă de cititori. Nu ca și astăzi, noi, noi avem harul extraordinar în istorie să avem Biblia. Avem ocazia să citim cuvântul lui Dumnezeu literalmente tot timpul, dar la vremea aceea sururile de carte, sururile de profeții, de literatură a Vechiului Testament erau stocate acolo la templu, nu putea oricine pur și simplu să meargă și să le consulte. Totuși omul acesta știa că se va întâmpla ceva în istoria poporului care vrea să schimbe radical viața evreilor și nu doar a evreilor, ci viața omenirii întregi. Fiecare, aștep, fiecare, evreu aștepta venirea lui Mesia, pentru că ei așteptau, de fapt, mânghierea lui Israel și așteptau pacea. Mesia a venit și avea să scrie mai târziu Ioan, unul dintre apostolii Domnului, a venit la ei, săi, dar ai săi, evrei, poporul iudeu nu l-a primit, dar tuturor celor ce l-au primit, el, Mesia, le-a dat dreptul să se facă copia lui Dumnezeu. Împreună cu toți evreii, Simion aștepta mânghierea lui Israel. Dar vremea în care Simion aștepta era o vreme tulbure. Roma cucerise deja Israelul, Templul a fost desacralizat între timp, religia și statul au început să formeze un aliaj periculos. Și ori de câte ori politica statului și religia se amestecă, se ajunge la lucruri ciudate. În felul acesta, deși era treaba lui Dumnezeu să desemneze Marele Preot la Templu, guvernarea de la Roma, adică Cezarul, Împăratul Roman, era cel care desemna Marele Preot. Și nu Dumnezeu, așa cum era. După legea scripturii, iar sistemul religios al evreilor era complet dat peste cap la vremea când îl auzim și citim despre Simeon și Biblia vorbește despre acest episod din viața poporului. Se va vedea foarte clar mai târziu această, acest amestec al romanilor în viața poporului evreu, atunci când preoțimea și liderii religioși ai vremii vor vrea să răstignească pe Hristos, pentru că preoții, marele preot, desemnat, așa cum vă spuneam, de Roma și nu de Dumnezeu, marele preot, l-a dus pe Hristos la judecată și a vrut să răstignească. Îl vroiau mort cu orice preț pe Hristos, pe cel care spusese despre sine însuși că este Mesia. Dar problema era că uh, evreii, liderii religioși ai uh, sistemului de atunci nu aveau voie, deși puteau să judece, nu aveau voie să pună în execuție sentința de moarte. Tocmai de aceea l-au dus pe Hristos la Pilat ca să fie judecat. L-au dus în tribunalul și în sistemul roman să fie judecat. Și Pilat dar îl aduce pe Hristos împreună cu tâlharul Barnaba, cu tâlharul Baraba în fața poporului și pune această întrebare care răsună de atunci încolo în istorie, cu acest Isus ce să fac? Pentru că ia să pilat din odaia lui de judecată și spune, nu găsesc nicio vină în el, voi liderii religioși îl acuzați, vreți să moară, dar din punct de vedere al Romei, din punct de vedere al legii romane care guvernează, din punct de vedere juridic Israelul, eu nu-l găsesc vinovat. A, voi ziceți că El s-ar fi intitulat pe sine însuși Dumnezeu. Asta e treaba voastră, descurcați-vă cu El. Pilat este pus în încurcătură, întreabă pe cine să eliberezi dintre cei doi. Din punct de vedere al legii noastre, Hristos este nevinovat. Treaba voastră, a religioșilor, e treaba religiei voastre că El zice că este Dumnezeu. Asta nu privește Roma, nu privește sistemul nostru. Dacă vă veți uita în contextul acesta, erau vremuri tulburi. Și în acest moment al istoriei poporului, Dumnezeu ne îl pune în față pe Simeon, vremuri foarte tulburi, vremuri de incertitudine. Guvernul, guvernarea, religia erau amestecate, viața templului era dată peste cap și totuși era un om care era altfel. Cum trăia Simeon? Am spus toate aceste lucruri din contextul evreiesc, pentru ca să înțelegeți că de multe ori urmarea lui Dumnezeu, a merge după Dumnezeu, a trăi o viață sfântă, a trăi o viață de ascultare de Dumnezeu, a trăi o viață de supunere față de Dumnezeu, nu trebuie să, influ să fie influențate de mentalitatea și de ideologia lumii în care trăim. Trăim vremuri tulburi și noi, acum, chiar dacă sunt mult diferite față de cele biblice. Haideți să ne întoarcem la Simeon, pentru că despre el vreau să vă vorbesc în această seară. Ducea o viață sfântă, adică era separat de tot ce era rău. Asta înseamnă sfințenie. A fi sfânt pentru Dumnezeu înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sfânt. În mijlocul haosului care domina lumea de atunci, în mijlocul dominației romane care apăsa poporul, și în mod indiscutabil, evreii așteptau un Mesia, dar pentru ei Mesia era un Mesia politic, unul care să le aducă eliberarea de sub apăsarea romană. Totuși Simeon trăia sfânt. Nu mai zice Biblia despre el. Era cu teamă de Dumnezeu, adică reverența aceea, respectul față de Dumnezeu. Dragi frați, stimate surori, mai trăim noi o viață de separare față de ideologia și mentalitatea lumii în care trăim? Mai avem noi curajul și verticalitatea să trăim cu reverență și respect față de Dumnezeu și ascultați, mai trăia într-un fel, călăuzit de Duhul Sfânt. Se supunea călăuzirii Duhului lui Dumnezeu. Ce bine ar fi, ce bine ar fi dacă am prinde din viața lui simion niște lucruri care să le aplicăm în viața noastră. Să trăim sfinți, adică separați de tot ce e rău, puși deoparte pentru Dumnezeu. Să trăim o viață de reverență, de teamă sfântă față de Dumnezeu în mijlocul unei societăți care de, de la o zi la alta devine tot mai rea și tot mai anti-Dumnezeu. Mai sunt oameni care au reverență față de Dumnezeul, Creator al Universului, ar trebui să fim noi și ar mai trebui să fim într-un fel, să trăim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Așa trăia Simeon și acum. Omul acesta ne dă nouă câteva exemple și aș vrea să învățăm ceva de la el. Dacă ceva v-am spus până acum ține de istorie, de contextul în care ai scris textul, haideți să învățăm ceva despre Simeon. Versetul 26. Îmi place foarte mult acest verset, vi-l recitesc și vă rog să îl urmăriți cu atenție. Duhul Sfânt ziceam despre Simeon, că trăia o viață sfântă, separat de ce era păcătos, trăia o viață de respect față de Dumnezeu, trăia o zi de Duhul Sfânt. Și iată că într-o zi, zice Biblia, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Știți ce învăț de la Simeon? Și este un lucru pe care trebuie să-l învățăm toți și să nu-l uităm niciodată. Și foarte simplu. Învăț de la Simeon omul lui Dumnezeu aude vocea lui Dumnezeu chiar și când ceilalți nu aud nimic. 400 de ani de tăcere. De patru secole Dumnezeu nu vorbise nimănui. Dar paradoxal este un om. Nu-i cunoscut de mulți, e doar bătrânul ăla de la templu. Dar ăsta știe. Nu știe de, din alte surse, cât, cât o fi citit din sururile cărții, cărții, cărților sfinte, nu știu. Nu știu dacă avea acces la ele, poate avea, poate nu avea. Cert este un lucru, când nimeni timp de patru secole n-a avut un mesaj de la Dumnezeu, Simeon a fost înștiințat de Duhul Sfânt. Dragi frați, stimate surori, vă rog să nu uitați că omul lui Dumnezeu aude vocea lui Dumnezeu, chiar când nimeni nu aude. Asta ar trebui să fie pentru noi extraordinar. Ar trebui să ne bucure extraordinar, să, ne, să fie o mângâiere pentru noi în generația în care trăim. Tu când te rogi, dragul meu frate, mai auzi vocea Domnului? Când te rogi Duhul Sfânt, mai spune ceva? Când stai cu Dumnezeu, îți vorbește ceva? Pentru că mie îmi zice Biblia că nimeni n-a auzit glasul Domnului. Dacă patru secole au trecut, mă întreb, n-am cum să nu mă întreb și vă rog să vă întrebați împreună cu mine, cum se face că deși nimeni n-a auzit vocea Domnului, Duhul Sfânt i-a vorbit acestui om. Nu știm despre el ce poziție ar fi avut în templu, nici măcar nu contează. Nu știm prea multe despre circumstanțele vieții lui, știm că era bătrân. Zice tradiția, o zice tradiția. Că Simeon avea 113 ani. Așa spune tradiția evreilor. Nu e 100% că e adevărat. Cert e un lucru. Era bătrân. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că Duhul Sfânt i-a vorbit, deși Duhul Sfânt n-a vorbit altora. Dragii mei, asta mă încurajează pe mine să continui să mă rog și să cred că Dumnezeu ne va vorbi la momentul potrivit chiar când nimeni n-aude glasul Domnului. Când vom zice, în generația asta Dumnezeu nu mai vorbește, nimeni nu mai aude ce spune Dumnezeu. Suntem debusolați ca și națiune, suntem debusolați ca și biserici de multe ori, suntem vraiște de multe ori în gândirea noastră, pentru că mentalitatea lumii ne frământă în fiecare zi și ne bombardează creierul și mintea. Vreau să vă spun că vestea este bună, că Dumnezeu încă mai vorbește. Poți să-ți faci liniște în minte, în suflet, în inimă, în ființa ta. Și să zici, Doamne, chiar dacă ceilalți n-aud vocea ta, sunt aici. Pentru că ai vorbit unui bătrân în Ierusalim. Nu era mare preot, nu era probabil niciunul dintre oamenii de vază de la templu. Era, mă gândesc la Simion că era un bătrânel pe care îl întâlneai la templu ori de câte ori mergeai acolo. Dar ăsta, omul ăsta, a auzit glasul Domnului atunci când Nimeni altcineva nu l-a auzit. Cum se întâmplă asta? Ce-o fi făcut Simeon de a auzit glasul Domnului? De i fi vorbit Dumnezeu? Pot să vă spun doar câteva lucruri foarte simple pe care le înțeleg. Cred că Simeon trăia altfel de cum trăiau cei din vremea lui. Asta e un lucru care ar trebui să ne caracterizeze. Noi, ca și credincioși, trebuie să trăim altfel de cum trăiesc toți ceilalți. Și când tu și eu... Și noi care ne numim copii ai Domnului, trăim altfel de cum trăiesc toți ceilalți, majoritatea, lucrul ăsta atrage atenția lui Dumnezeu. Cât tu trăiești o viață sfântă, o viață de separare de cei rău, o viață de consacrare pentru Dumnezeu, lucrul ăsta atrage atenția cerului. Dumnezeu nu rămâne indiferent. Observați dacă citiți Biblia, că era pe vremea începuturilor un om pe nume Noe. Dacă citiți contextul din Genesa, capitolul 6, spune acolo Biblia că toată lumea, Dumnezeu s-a uitat pe pământ la un moment dat și a văzut că întocmirile gândurilor oamenilor erau îndreptate numai înspre rău. Era o generație decadentă, din toate punctele de vedere. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și în mijlocul unei generații de acest fel trăia un om. Numele lui era Noe. Știți ce zice uh, unul din versetele următoare, cred că versetul nouă uh, al acelui aș capitol, spune ceva interesant despre acest om. Zice, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Știți ce spune asta despre Noe? Noe trăia altfel de cum trăiesc toți ceilalți. Dragii mei creștini, ne mai putem noi identifica cu această sintagmă. Trăiesc altfel de cum trăiește majoritatea. Doamne ajută-ne, pentru că atunci când trăiești altfel, atragi atenția cerului. Știți că au fost în Biblie și acum nu am timp decât un singur exemplu vi-l mai dau. Ați citit despre Enoch. Enoch a fost un om care în generația lui a trăit și el altfel. Zice Biblia despre el, ce l au făcut atât de deosebit, dacă vreți, pe Enoch? Zice Biblia că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și într-o zi Dumnezeu l-a luat. După ce a primit mărturia că este Făcut lui Dumnezeu. Dragilor, vreți să auziți vocea lui Dumnezeu când nu o aude nimeni? Trăiți altfel cum te, de cum trăiește majoritatea. Simeon mai făcea ceva. Trăia convins de cele ce Dumnezeu le-a vorbit. E foarte interesant că nu ne spune Biblia că Dumnezeu i-a vorbit săptămânal. E foarte interesant că nu i-a spus Dumnezeu Simeon, Sim Sim mai ești pe aici? Când i fi vorbit Duhul Sfânt, când avea 20 de ani, 30 de ani, 70 de ani, nu știu, nici măcar nu contează. Zice clar Biblia că Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri până când nu îl va vedea pe Mesia. Cred într-un fel că trăia o viață mai liniștită ca noi. Doamne, dacă vrei să-L văd pe Mesia, Poate ar fi momentul să te grăbești. Am 113 ani. Cât crezi că o să mai trăiesc? Nu cred. Își vedea de treabă zi de zi, așteptând, convins că ce a zis Dumnezeu se va întâmpla. Nu vi se pare extraordinar descrierea Bibliei despre acest om? Duhul Sfânt i-a vorbit, l-a științat că nu va muri. Cred că să te aleger. Un reper în viața lui era clar. Până nu-l văd pe Hristos, nu o să mor. Nu contează de câte ori fac COVID, nu contează prin câte cancere trec. Dumnezeu mi-a zis că nu mor. Până când nu-l văd pe Mesia. Știți ce îmi zice asta despre Simion? Era convins de ce a spus Dumnezeu. Nu zice Biblia că eu vorbit, cum am zis, săptămânal, lunar, odată la 10 ani, odată la 20 de ani. Cred că i-a vorbit odată și Simeon a așteptat. Vă pun o întrebare, dragii mei frați, stimați, stimați surori. Noi Dumnezeu ne vorbește săptămâna. Măcar, de câte ori vii la adunare, Dumnezeu îți vorbește. De câte ori ești aici, Dumnezeu îți vorbește. De câte ori deschizi Biblia ta acasă, Dumnezeu îți vorbește. Ești convins? Ăsta era convins. Dacă ar fi fost să trăim pe vremea lui, să vorbim cu el, aș fi găsit un bătrânel la templu care zicea, eu nu mor până când nu se întâmplă ceva. Dar de unde știi tu așa? Dumnezeu mi-a zis. Duhul Sfânt m-a înștiințat să stau lejer, că îl voi vedea pe Mesia. Și abia după aceea voi fi gata să mor. Convins de ce spunea Dumnezeu. Dragii mei, mă întreb dacă noi mai avem convingere atât de ferme. Dacă ți-o zis ceva Dumnezeu, ești convins că se va întâmpla. Poate ți-o promis ceva Dumnezeu acum 10 ani, 20 de ani, 50 de ani. Doamne, uitat de mine, mă întreb dacă Simeon a fi zis, Doamne, am vârsta pe care o am. Mai e ceva de așteptat sau e gata totul? Dumnezeu ne vorbește. Haideți să avem convingerea că atunci când El spune ceva, Dumnezeu va împlini. Indiscutabil. Ce spune Dumnezeu, Dumnezeu împlinește. Avem așa de multe păreri și așa de puține convingeri. Dragii mei, măcar când vine vorba de Dumnezeu și de Biblie, haideți să fim convinși. Că nu ne convinge politica și sistemul economic și tot ce se întâmplă în jurul nostru, nu e nicio problemă. Dar când vine vorba de Dumnezeu, de lucrurile lui Dumnezeu. Haideți să fim convinși. Și mai e ceva. Simion aștepta, Simion era convins de ce zicea Dumnezeu, trăia altfel de cum trăiau ceilalți, și Simion aștepta promisiunea lui Dumnezeu. Aștepta. În cele mai întunecate vremuri și momente din viața ta, poți face un lucru, poți să aștepți. Vorbeam de așteptare la început, Știți că așteptarea face parte din viața noastră. Asta și m-am gândit zilele astea. Citeam pasajul cu Iosif, care a fost în închisoare 12 ani nevinovat. Și tot ce a avut de așteptat, de făcut Iosif, a fost să aștepte. Asta și m-am gândit și am tras concluzia că viața se întâmplă în timp ce aștepți. Știți că marile momente ale vieții noastre sunt foarte scurte majoritatea vieții noastre este așteptare. Nu mă credeți? Gândiți-vă un pic. Aștepți cu înfrigurare să te duci la grădiniță. Asta pentru cei care ne aducem aminte. Abia am așteptat să mergem și noi. Și după prima săptămână ne-am dat seama că nu e așa fain cum am crezut. Și după aia, se gata grădinița, crești, te zvolți, te maturizezi, abia aștept să mergi la școală nu-i așa, în sfârșit să mergi la doamna învățătoare, să-ți pună stiloul în mână și să începi să faci pețișoarele, aștepți. Și după primele câteva zile, când începe cu adevărat să fie școala, școala, zici, dar e chiar așa de fain că am teme de făcut, după aia începi să aștepți vacanța. Când te prinzi cum merge treaba cu școala... Nu mai aștept să mergi la școală, aștept să vină vacanța. Când termin în sfârșit clasele primare, aștept să mergi la gimnaziu, acolo sunt mai mari, sunt yes. alte lucruri. Termin gimnaziu, mergi la liceu, că ești deja mai matur, aștepți, ai învățat multe. Aștepți pe urmă să-ți termin facultatea și pe urmă aștepți să-ți găsești un partener de viață. Dar undeva în perioada asta aștepți, aștepți să te maturizezi și tu, nu observați că până la 20, 21 20 pic de ani, abia aștept să poți zice câți ani ai 20. Vă zic că de la o vârstă nu mai vrei să știi câți ani ai, nu-ți place să ți se amintească. Îți, faci tortul de, îți face cineva tortul de ziua ta și să atâtea lumânări pe el încât trebuie pompierii să fie în stand-by aștepți. Aștept să treci de 20 de ani, să poți zice, am 20 de ani, aștept să te căsătorești, după aia aștepți să-ți crească copiii, după aia aștepți să ai nepoți. Și tot aștepți, parcă toată viața e o așteptare și puține sunt momentele când se întâmplă ceva, restul e tot așteptare. Simion stătea și aștepta. În timp ce aștepta promisiunea lui Dumnezeu, Stătea cu Dumnezeu. Știți că în, în Biblie sunt multe exemple de oameni care au așteptat. Doar rapid câteva exemple. Noi au așteptat aproape 120 de ani să plouă. Așa eu zis Dumnezeu. Noe pregătește, te construiește Corabia, că va ploua. Și au trecut 120 de ani până când, când s-a terminat așteptarea lui Noie. Avram a primit făgăduința că îi se va naște un fiu dar au așteptat 25 de ani până s-a născut Isaac. Și între timp a încercat planul B, după cum ne zice Scriptura, și n-a ieșit nimic, pentru că undeva pe parcursul ăsta, Avram, cred că, și-a pus întrebări. Iosif a așteptat 12 ani să fie eliberat din în închisoare. Moise a așteptat 40 de ani păzind oile socului său. Caleb a primit făgăduința în Biblie că va primi o parte din țara promisă, dar avea 80 de ani când a intrat în posesia pământului pe care Dumnezeu i-l-a promis Samuel l-a unz pe David împărat David a așteptat 20 de ani din momentul când a fost unz ca împărat până să urce pe tronul lui Israel Natania a spus lui David în Biblie că pe tronul lui va urca unul dintre cei ce sunt descendenții lui. Au trecut o mie de ani până când Hristos avea să urce pe tron. Pentru că zice Biblia că avea să urce pe tronul tatălui său, David. Așteptăm. Aș vrea să reținem. Simeon e omul care a auzit vocea lui Dumnezeu atunci când nimeni altcineva nu a auzit-o. Al doilea lucru. Ascultați ce zice Biblia el, versetul 27, a venit la Templu mânat de Duhul. A venit la Templu mânat de Duhul. Iarăși, Duhul Sfânt implicat în viața lui Simeon. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Isus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Doamne, s-a împlinit ce mi-ai zis, acum pot să mor. Al doilea lucru. Deci omul lui Dumnezeu aude vocea lui Dumnezeu chiar și atunci când nimeni altcineva nu o aude, în al doilea rând, omul lui Dumnezeu știe că deși timpul trece, Dumnezeu nu uită. Și asta ar vrea să le ținem și noi. Cu trecerea timpului, promisiunile lui Dumnezeu nu se alterează. Știți că noi de multe ori ne luăm angajamente și nu le mai putem ține. Ni se schimbă contextul vieții, ne pierdem sănătatea, ne pierdem abilitățile, ne pierdem multe lucruri. Și spunem, Doamne, nu mai pot. Mi-am luat un angajament, dar nu mai pot să-l fac. Sunt aici să vă spun că deși timpul trece, Dumnezeu nu uită. Cred că Duhul Sfânt i-a spus, într-un fel sau altul, așa cum i-a vorbit deja lui Simeon, e timpul să fii iarăși la templu. Și s au nimerit acolo cu ghilimele de rigoare, tocmai când venea Maria și Iosif și-l aduceau pe pruncul Iisus. Așa să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu rămâne fidel față de ceea ce a spus, chiar dacă trece timpul. El nu uită. Problema știți care este? Noi uităm. Vreau să vă spun câteva lucruri despre noi. Am sentimentul că generația asta suferă de amnezie spirituală. Uiți ce a făcut Dumnezeu pentru tine săptămâna trecută. Ia gândiți-vă un pic. Puteți să faceți un exercițiu de memorie. În 2023, Dumnezeu ne da harul să intrăm într-un alt an. Și uite că aproape o lună din el deja s-a scurs. Dar mai poți să-ți aduci aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine în 2023? Sau ai uitat complet? Ai uitat de câte ori te-a salvat din pericol? Ai uitat de câte ori te-a binecuvântat? Ai uitat și am uitat de câte ori m-am rugat și Dumnezeu mi-a răspuns. Suferim de amnezie spirituală. Dar n-ai uitat ce ți-a zis unul acum 35 de ani. Și aștepți să-l prinzi la colț și să-i dai și lui că el ți-o dat ție. Aia nu uităm. Nu uităm că cineva s-a uitat urât la noi acum 20 de ani. Las că știu eu. Nu uităm că cineva și-a scăpat niște cuvinte la mânie. Și noi nu mai putem ierta, dar nu uităm. Frate, te iert, dar nu te uit. Serios? Nu uităm, dar uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Uităm că dacă n-ar fi fost Dumnezeu, poate azi nu mai eram aici, poate eram altundeva sau eram la 2 metri sub pământ. Știți că trecerea timpului nu îl face pe Dumnezeu să uite. Și eu cred că și noi, trecerea timpului ar trebui să producă sentimentul de recunoștință față de Dumnezeu. Să putem să ne uităm în urmă și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că sunt aici astăzi. Nu-i meritul meu, e doar harul lui. Că dacă nu era Domnul de partea noastră, să spună Israel, zicea cuvântul Domnului, dacă nu era Domnul de partea noastră, ați-mi voi să completez. Am fi fost cine știe unde, asta dacă am mai fi fost. Dar partea extraordinară este că Dumnezeul Universului nu uită de tine, de mine, deși noi, în economia întregului Univers, suntem doar un fir, un atom. Față de măreția lui Dumnezeu, Dumnezeu ține cont de noi, de rugăciunile noastre, de dorințele noastre. Cât este bun Dumnezeu și cât de slabi suntem noi și cât de repede uităm. Haideți să. Haideți să ne hotărâm să facem ce a făcut și Simeon. O fi avut îndoieli și întrebări. N-am -am niciun fel de îndoială că mintea lui Simeon a rulat lucruri. Doamne, o fi uitat Dumnezeu de mine. Dar totuși, zice el, n-are cum să uite Dumnezeu. Duhul Sfânt mi-a zis că nu o să mor. Sigur nu a uitat Dumnezeu. Simeon, ești bătrân. Ești foarte bătrân. 113 ani, uită-te în buletin. Dar Dumnezeu nu uită. Câteva lucruri, rapid de tot, despre faptul că Dumnezeu, deși trece timpul, el nu uită. Simion a înțeles că Dumnezeu are timpul lui. Și asta e ceva ce noi ar trebui să înțelegem. Dumnezeu are timpul lui. Știu că sună ca și o sintagmă pentru unii ca și o sintagmă venită de la predicatori. A, așa ziceți voi. Nu, Dumnezeu chiar are timpul lui. Timpul pentru Dumnezeu e altfel decât e pentru noi. De fapt, dați-mi voi să vă spun că Dumnezeu este în afara timpului. El a creat timpul pentru noi. Timpul nu îl impactează cu nimic pe Dumnezeu. Cu mult înainte să existe timpul, Dumnezeu este. Și cu mult după ce timpul nu va mai fi, Dumnezeu continuă să fie. Pentru că El este etern. Dacă citiți Biblia, veți vedea despre Dumnezeu întotdeauna prezentul continuu. Cine a întrebat Moise acolo la acel uh, rug aprins când Dumnezeu l-a chemat la 80 de ani, când mă voi duce înapoi la Faraon, să-i spun că m-a temis cine? Că el abia așteaptă să mă vadă și să-mi ia capul. Acum 40 de ani am făcut ce nu trebuia. Du-te, i-a spus Dumnezeu și spune că te-a trimis Cel ce este. Nu Cel care a fost, nu Cel care va fi, ci Cel ce este. Eternul, prezent, continuu Dumnezeu. Dumnezeu a creat timpul pentru noi, El nu are nevoie de el, de timp, de spațiu. Noi avem nevoie, pentru că trăim într-un univers și într-o lume limitată. Suntem aici, în, în lumea asta, constrânși de limitele noastre și una dintre limitele eterne ale omului, de neschimbat este timpul. Simeon a înțeles că Dumnezeu are timpul lui. Dragii mei, hai să înțelegem și noi același lucru. Da? Uh, are timpul lui, dar își aduce aminte. Poate ești aici și zici, Doamne, uita de mine. Pot să dau câteva exemple. O venit potopul, ziceam de noi mai devreme. Și Dumnezeu zice că i-a zis lui Noe, E timpul să intri în corabie. Și Dumnezeu a închis ușa după el, după ceilalți șapte membri ai familiei și după toate animalele în perechi pe care le-a dus înăuntru și a început să plouă. Și a plouat, și a plouat, și a plouat. Și corabia a început să plutească. Nu mai era niciunde uh, pământ. Și cred că noi, stând în corabie, cu atâtea animale, gălăgie, miros, aer închis, să o fi gândit, Doamne, uita de mine, ce-o fi afară? Trimite noi un porumbel, n-are unde să se așeze, vine înapoi. Dar știți care e partea frumoasă? Zice acolo Biblia într-un verset, Dumnezeu și-a adus aminte de noi. O zis, Dumnezeu, stai un pic, Sai că la fel pe noi aici, e timpul să scadă apele. Ce Biblia că Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Și când apele au scăzut, Dumnezeu a deschis din nou accesul spre noua lume. Dumnezeu, când a vrut să nimicească Sodoma și Gomora, știți ce zice Biblia, și-a adus aminte de Avram. Și-a adus aminte că în Sodoma și Gomora era nepotul prietenului lui Avram. Și-a adus aminte de el. Și a zis: Trebuie să trimit o misiune de salvare a lui Lot și-a adus aminte de Avram. Dumnezeu și-a adus aminte de poporul lui care suferea și gemea în Egipt după 430 de ani. Zice Biblia că Dumnezeu a văzut suferința lor și și-a adus aminte de poporul lui. Veți regăsi sintagma asta în Biblie în multe locuri. Ana se ruga în templu pentru că nu avea copii. Și Eli o mustră, preotul o mustră crezând că este beată. Deci știți ce zice Biblia despre Ana? Că Dumnezeu și-a adus aminte de Ana. Credeți că Dumnezeu nu-și aduce aminte de rugăciunea noastră, de rugăciunea ta, de nevoia ta? Continuă să te rogi, pentru că Dumnezeu nu uită, chiar dacă trece timpul. Simeon aștepta când toți ceilalți renunțaseră. Dar suntem chemați să așteptăm timpul lui Dumnezeu, să așteptăm când ceilalți renunță. Poate au renunțat unii din jurul tău și zici, uite, nu mai face Dumnezeu nimic. Haideți să avem credința, curajul să credem că Dumnezeu nu uită. Dacă trăiești cu conștiința asta, că Dumnezeu nu te uită, viața ta va fi altfel. Nu o să scapi poate de greu prin care treci, dar poți să ai mângâierea aceasta ancorată într-o realitate ieșită din spațiul în care trăim noi. Că Dumnezeu, eternul Dumnezeu, nu uită. Multe uităm și ar fi bine să uităm unele lucruri. Dar lucrurile pe care ar trebui să ni le amintim sunt că Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu care nu e afectat de trecerea timpului. Dumnezeu nu îmbătrânește ca și noi și uită. Dumnezeu, eternul Dumnezeu, nu este afectat de trecerea timpului și trecerea timpului nu l face să uite. Simeon, cumva, acest bătrân a înțeles. A înțeles acest lucru. Și știți ce a mai înțeles Simeon? A înțeles că el trebuie să aștepte timpul lui Dumnezeu, să aștepte promisiunea lui Dumnezeu. Și știți ce îmi place la Simeon? Că aștepta ceva mai bun de la Dumnezeu, nu de la oameni. Știți că v-am descris situația uh, economică, socială, politică a vremii respective. Era tulburare mare. Dar Simeon nu aștepta ceva de la romani, nu aștepta ceva uh, de la cei ce conduceau Judea, aștepta ceva de la Dumnezeu. A știu că Dumnezeu nu uită și când știi că Dumnezeu nu uită, poți să aștepți ceva de la Dumnezeu. Uh, noi mai așteptăm ceva de la Dumnezeu, dragilor, sau de la oameni așteptăm. Oamenii te vor dezamăgi. Poate să fie slujitori, poate să fie păstori, poate să fie episcop, poate să fie oricine. Dumnezeu ne cheamă să ne punem încrederea în El, și să iubim pe oameni. Nu observați că asta e... Pe oameni trebuie să iubești. În Dumnezeu trebuie să te încrezi. Da? Asta este adevărul Scripturii. Și vreau să închei cu un ultim gând. Ce învăț de la bătrânul Simeon și de la Ana? Deși ea intră în scenă un pic mai pe final, după ce apare Hristos, pruncul Iisus a dus la templu de părinți. Învăț de la Simeon că omul lui Dumnezeu aude vocea lui Dumnezeu chiar și atunci când nimeni altcineva nu aude. Doi, învăț de la Simeon că omul lui Dumnezeu uh, trăiește conștient că deși timpul trece, Dumnezeu nu uită. Și ceva foarte interesant aici, uh, versetul, vă citez de la 28. Simeon l-a luat în brațe pe pruncul Iisus, a binecuvântat pe Dumnezeu. Și a spus, acum eliberează sau slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Zice, că ce au văzut ochii mei, mântuirea ta. Și aici descrie și începe să vorbească profetic, pentru că începând cu versetul 32 până la versetul 35, Simion rostește o mare profeție care își va avea ecou peste viacuri. Ce mai învăț de la Simon și aș vrea să învățați și voi împreună cu mine? Este că omul lui Dumnezeu, în al treilea rând, poate vedea măreția lui Dumnezeu în lucrurile mărunte. Dragul meu, poți să vezi pe Dumnezeu în lucrurile mici? Să nu mă înțelegeți greșit, l-a luat în Brațe pe Pruncul Iisus. Conform legii iudaice, băieții trebuiau aduși la Templu pentru ritualul de curățire al părinților, al mamei, la șase săptămâni. Și atunci este momentul când Iisus Pruncul este adus la Templu. Se aduceau o jertfă în funcție de ce puteau aduce părinții ca jertfă, cât își permiteau să plătească. Asta era tradiția, dar Pătrânul Simion îl ia pe pruncul Iisus pe brațe și se uită la el și știți ce vede în el? Nu vede doar un copilaș frumos, un bebeluș frumos, poate zâmbitor, cu ochișori mari, cu toată fața învelit așa bine de mama. În acel copilaș de șase săptămâni, el vede măreția lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă întreb, mă tot întreb ce-o fi văzut Simion, nici nu știu cât de bine vedea. Nu știu dacă avea vreun soi de ochelari, nu știu dacă vedea bine cu ochii. Cert este că a văzut în ceva atât de micuț cum era un prunc, un copilaș, un bebeluș. A văzut cât de mare e Dumnezeu. Vreau să învățăm de la Simion că, deși ochii fizici uneori văd un lucru, cu ochii Duhului și ai Minții și ai Inimii și ai Ființei noastre spirituale, oare reușim noi să discernem cât de mare e Dumnezeu? Reușești? Tu să vezi cât de mare e Dumnezeu când Dumnezeu face lucruri mici în viața ta? Poate că într-o zi citeam și dați-mi voie să dau exemplul acesta, probabil unii dintre voi îl știți, citeam despre tragedia care a avut loc în Statele Unite cu ceva ani în urmă, când cele două turnuri s-au prăbușit. Și sunt unii oameni care și-au scris mărturia. Unul dintre cei ce lucrau la birouri acolo spune despre, despre sine însuși că în dimineața respectivă se grăbea la lucru pentru că avea un proiect important de terminat, dar Ieșind din casă, s-a împiedicat și și-a vărsat cafeaua pe costum și pe cravată, și supărat din calea afară că va întârzia la lucru. A trebuit să reintre în casă, să-și schimbe cămașa, cravata, costumul, doar ca să afle când ajunge la lucru că, dacă ar fi ajuns la timp, se număra printre cei morți. Citeam despre altcineva care a avut o pană, mergând cu mașina spre lucru. Știți cât e de frustrant când mergi cu mașina și ești îmbrăcat în haine de biserică să ai pană la mașină? Atunci trebuie să se întâmple o zi ploioasă cu noroi și trebuie să te oprești, să schimbi o, o, un cauciuc la mașină, o roată, să te umpli de noroi, să fii frustrat fără limite. Și omul ăsta a constatat că dacă n-ar fi făcut pană, se număra și el printre morți. Îți lucruri mici, nu, uneori. Dumnezeu pune o piedică în viața ta și nu-ți dai seama, ești frustrat, ești supărat, doar ca să constați ulterior că dacă Dumnezeu nu intervenea cu acel lucru mic, pagubele erau mari. Oare reușești să vezi în lucrurile mici mărăția unui Dumnezeu care te iubește? Asta mă învață Simeon. L-a luat un braț, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Doamne, acum pot muri liniștit. Uh. Și de fapt ce zice Simeon când îl ține pe Hristos în brațe și vede cât e de mare Dumnezeu într-un bebeluș micuț și nevinovat care nu promitea nimic nimănui? E ce ar trebui să înțelegem noi. Când îl vezi pe Dumnezeu în lucrurile mici ale vieții tale și reușești să vezi cât e de mare El, ar trebui să înțelegi ce-o înțeles Simeon, că poți muri liniștit când ai trăit degeaba. Știi când nu trăiești degeaba? Când l-ai întâlnit pe Hristos. Când Hristos e în viața ta, se spune din perspectiva eternității că n-ai trăit degeaba. Simion l-a luat în brațe și a spus, Doamne, mă uit la el și văd cât ești de mare Tu. Și îți spun, sunt gata să mor, pentru că sunt convins că viața mea a fost cu folos. După ce te întâlnești cu Hristos, poți să spui, Că ești convins că n-ai trăit de ceapa. Uh, mai zice ceva Simeon. Uh, Doamne, văd că deși n-am înțeles ce faci, pot să continui să cred în tine. Haideți să vă pun o întrebare onestă, apropiindu-mă de final. Și măcar așa să ne rugăm. Uh, putem noi să-L credem pe Dumnezeu chiar și când nu-L înțelegem? Asta zice Simeon, Doamne, mă uit la acest prunc și îmi dau seama că n-am trăit degeaba, mă bucur, pot muri liniștit. Cât dintre noi putem să spunem, Doamne, ești gata să mor, nu mai am nimic. Am trăit pentru tine în toate lucrurile, cât de mici ale vieții mele te-am văzut pe tine, am văzut cât ești de mare, sunt convins că în momentul în care tu zici că e gata, sunt gata. Simeon l-a luat pe pruncul Iisus în brațe și a zis, Doamne, Pot muri când am trăit degeaba. Dar aș și spus, Doamne, chiar dacă n-am înțeles tot ce faci, mă bucur că am crezut în tot ce ai spus. Asta ar trebui să fie și mesajul nostru. Onest și sincer, câți dintre noi înțelegem tot ce face Domnul în viața noastră? Câți dintre noi putem spune cu mâna pe inimă, Doamne, înțeleg tot ce faci în viața mea? De ce treci prin ceea ce treci? De ce ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă? Dar în, în ciuda faptului că nu înțelegem putem să zicem ca și Simeon, văzând măreția lui Dumnezeu în lucrurile mici, Doamne, nu înțeleg ce faci, dar continui să cred în Tine. Și ultim lucru, îmi place foarte mult, că Simeon vede profetic ce alții nu reușeau să -l vadă fizic. Aveau să-L vadă pe Mesia, crescând, făcând minuni, în vin morți, și aveau să-L conteste. Dar Simion, acest bătrân a ținut un copilaș în brațe și a văzut profetic ce alții nu vor reuși să înțeleagă și să vadă privindul fizic pe Hristos, văzându-i lucrarea în mod fizic. Aș vrea să înțelegem în această seară, dragii mei, că atunci când suntem pe lista de așteptare a lui Dumnezeu, suntem pe lista care trebuie. Nu ne place să așteptăm. Sincer. Nu ne place să așteptăm, dar mare parte din viața noastră este așteptare. Dacă suntem onești cu noi înșine și în timpul așteptării ăsteia, am putea să facem câteva lucruri bune. Așa cum am învățat de la Simeon, am putea să fim pe recepție să auzim vocea Domnului. Aștepți, dar fă ceva. Acordează-ți frecvența inimii la vocea Duhului și lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Că Dumnezeu vorbește. Trebarea este dacă noi suntem pe recepție. Ca și Simeon, în timp ce așteptăm, haideți să ne amintim că deși timpul trece așteptând pentru noi, că pentru Dumnezeu timpul trece altfel, deși timpul trece Dumnezeu nostru nu uită. Consolează-te cu asta, mângâie-te! îmbărbătează-te, știind că deși timpul trece, Dumnezeu căruia îi slujim, nu uită. Și apoi, când se întâmplă lucruri mici în timpul așteptării tale, n-ai vrea să îl vezi pe Dumnezeu acolo. În lucrul ăla mărunt, Dumnezeu te-a binecuvântat cu sănătate. O luăm de multe ori ca fiind ceva ce merităm las că alții bolnavi, eu sunt sănătos, nu e așa. Totdeauna ne gândim că lucrurile neplăcute se întâmplă altora. Dar este un lucru, aș zice, nu e deloc mărunt să fii sănătos. Dacă nu mă credeți, vizitați un spital să vedeți câți oameni sunt în fiecare zi programați la operații, câți așteaptă pe liste să fie operați, câți așteaptă un organ să li se doneze, ți așteaptă ca un medic să aibă timp să-l consulte, să-i dea un diagnostic și să-l ajute să se vindece. În lucruri mici, Dumnezeu ți-a sănătate. Mulțumește Lui Dumnezeu că ai unde locui. Că sunt așa de mulți oameni care se gândesc unde își vor petrece următoarea noapte. Când deschizi frigiderul și ai tot ce trebuie în el, ai zice, las că am salar bun, jobul meu e bun mulțumește Domnului că în unele țări din Africa, tot la două secunde doa, moare un copil de malnutriție. Nu că, nu că se uită în frigider și zice, azi nu am chef să mănânc, să ai mâncare de ieri sau ceva fresh. Te uiți în dulapul tău de haine și zici, geme dulapul săracul de el. Și zici, n-am cu ce să mă îmbrac. Gândește că sunt unii oameni care au aceleași haine pe ei că altele n-au. Sunt lucruri mici, poate. Vreau să învățăm în seara aceasta să așteptăm. În timpul așteptării să ascultăm glasul Domnului, în timpul așteptării să fim încrezători că Dumnezeu nu uită și în timpul așteptării să avem ochii spiritual deschiși, să vedem în lucrurile mici cât de mare este Dumnezeul nostru ați vrea să ne rugăm împreună și chiar vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în minutele care urmează și să spunem Domnului, Doamne, vreau să aud vocea Ta. vorbește -mi și mie, ei vorbit lui Simeon când n-ai vorbit altora. Înseamnă că se poate, vreau să te aud. spune Domnului, Doamne, iartă-mă că am crezut că ai uitat de mine. Știu că timpul trece, dar Tu nu uiți sunt aici, amintește-ți de mine. Nu-i rău să spui asta în rugăciunea ta, nu-i greșit. Doamne, amintește-ți de mine. Nu că Dumnezeu îi uituc. Te ajută pe tine, mă ajută pe mine să restabilim acea încredere în Dumnezeu. Și apoi spune, Doamne, ajută-mă ca în cele mai mici lucruri ale vieții de zi cu zi să reușesc să văd cât ești tu de mare. Haideți să ne rugăm pentru aceasta și... Să-i mulțumim Domnului pentru că și în această seară prezența Lui a fost în locul acesta. Duhul Lui Dumnezeu a fost aici și Domnul este în casa aceasta de dragul nostru, pentru că ne iubește și pentru că ne vrea binele. Haideți să ne rugăm împreună.